continua emisiunea Adale Buzeanului. Vorbim cu domnul consilier local Silviu Roșioru. Domnule Roșioru, au venit multe mesaje. O să vi le citesc. Spune un telespectator: felicitări și multă putere de muncă domnului Roșioru, semnează Lucian. Îi mulțumesc foarte mult. Altcineva se întreabă dacă înregistrați mesajele de la cetățeni, pentru că a văzut telespectatorul că nu notați. Am notat eu și îi transmit toate problemele pe care le-a semnalat. Tot timpul, după fiecare emisiune, iau din regie tot ce au semnalat cetățenii și să semnaleze în continuare că cu siguranță voi face orice. Da, pot să garantez că domnul Roșioru după emisiune ia toate notițele nu și colegii mei problema. Din regie sunt atenți și notează problemele dumneavoastră. Și nu sunt așa de multe încât să nu le țin minte, că sunt 10, maxim 10. Problemele sunt aceleași mereu, da. Tocmai pentru că nu prea se rezolvă, dar poate reușim, măcar o parte dintre ele, să reușiți să le rezolvați dumneavoastră, de fapt. Bună seara, sunteți în direct, vă ascultăm. Bună seara. Recunosc că nu m-a interesat acest regulament, n-am urmărit, nu l-am citit, nu am gândit amendamente pentru el, pentru că educația mea și a familiei nu intră sub incidența acestui regulament. În schimb, de la domnul Roșioru, ca și ales local, aș fi vrut o poziție mai concretă. Înțeleg că vă abțineți, că așa vă dictează interesele politice și poate este de înțeles lucrul acesta, dar mă interesa concret. Ce a dus la acest vot de abținere? Ce nu vă convine din forma actuală a regulamentului? Pentru că spre deosebire de mine, dumneavoastră sunteți la curent cu ea. Deci mâine o să dați un vot la concret. M-ar interesa câteva puncte din acest regulament cu care nu sunteți de acord și pe care le-ați fi vrut îmbunătățite. Asta ar fi un lucru. Și a doua întrebare este: în conflictul dintre primărie și polițiști, ce au câștigat acești polițiști de se pot întoarce la locurile de muncă? În afară de faptul că acea decizie a primăriei, acea organigramă, a rămas suspendată sine die. Deci au câștigat ei deja în instanță împotriva primarului, împotriva primăriei și se pot întoarce ca orice om care i s-a desfăcut abuziv contractul de muncă sau sunt în continuare în aceeași situație a suspendării acelei organigrame. Da, situația e aceeași, dar las pe domnul Roșioru să vă răspundă. Vă mulțumesc pentru intervenție. Da, exact ce spuneam și mai devreme. Faptul că mă abțin sau votez împotriva acestui proiect, dar v-am spus că mă abțin. Exact asta am spus și la începutul emisiunii. Întâi, ca să poți să vii cu un regulament, trebuie să creezi, lucrurile în așa fel încât să îi dai posibilitatea acelui om, să îi dai o variantă, să poate să respecte ceea ce îi cerem noi. O luăm cu aceste grătare. Aceste grătare, v-am spus, trebuiau găsite locuri amenajate, speciale, unde oamenii, dacă își doresc să facă acest lucru, știu, dacă nu poate să-l facă în casă sau vrea să-l facă afară, să îi creăm această posibilitate. Municipalitatea trebuia să găsească diferite forme, diferite soluții. Același lucru am spus și cu aceste uscătoare, locurile de curățat covoare. Păi, noi cerem, dar dacă nu identificăm, dacă nu, o comisie nu merge pe teren, nu analizează, ați văzut, au fost cetățeni care au spus că bătătoarele sunt foarte aproape de, locuiesc la parter și sunt foarte aproape sunt de geamul aproape, locuinței, da. Și intră aproape. Acolo imediat trebuie identificat, mutat deci acest. Deci că nu s-au oferit alternative buzoienilor, dar vor fi amendați dacă nu respectă regulile. Da, numai așa poți să pui un regulament în, când aduci și soluția, adică îi dai cetățeanului alternativa. Locuiesc la parter, spune un telespectator, iar vecinii fac grătari chiar în fața geamului. Ce să fac? Probabil că după ce se va vota acest regulament, dacă va trece, puteți chema poliția locală, respectivul va fi amendat și dacă va recidiva, va fi din nou amendat. Dar sigur spuneți că ar fi trebuit
să fie amenajat un loc undeva în cartiere pentru fiecare grup de blocuri unde oamenii să poată face grătar, așa, nu? Cred, în această situație. Așa este și normal. Trebuie să-i găsești o soluție și acelui om care vrea să facă un grătar o dată în an. Da, un alt telespectator nemulțumit de RAM spune: domnule Roșioru, propuneți în Consiliu ca din vara lui 2018 să fie desființată regia autonomă. Și spune telespectatorul că doar jegmănește și primăria și buzoienii. Eu stau într-un bloc turn, iar de la etajul 6 la 9 apa caldă vine după ora 15-20 de minute și de cele mai multe ori este ca de la soare, fără presiune. Căldura este la fel, ziua slabă, noaptea abia se încălzește un element, dar și acolo sunt probleme. Mesajul este mult mai lung, dar cred că ar trebui făcută o reclamație la Asociația de Proprietari sau mers direct la RAM pentru a chema o echipă să verifice. Asta și sugeram, trebuie să aducă la cunoștință și să reclame această nemulțumire și nu poate să plătească, știu eu, dacă nu a primit căldură, nu poate să plătească. Dar noi disființăm acest RAM, dar ce facem cu cei 15.000 de abonați? Și, da, nu, generalizăm că e părerea unui telespectator. Sigur că da. Și aici ar fi multe de spus, probabil de către alți oameni mulțumiți de RAM. Mai avem pe cineva la telefon. Bună seara, vă ascultăm. Să rămână. Bună seara. Bună seara, domnule. Pentru domnul Roșioru, am reținut că se va abține la votarea regulamentului. Eu nu știu ce conține tot regulamentul ăsta de conviețuire, dar vreau să vă redau în scurte cuvinte un aspect. Ce părere are domnul Roșioru despre situația când într-o scară de bloc, familiei cu un statut social auto-intitulat superior, depozitează gunoiul menajer pe casa scării. Femeia care face curățenie nu are obligația să ia gunoiul menajer din casa mea. Dar stă pe casa scării ore, zile, noapte, nu contează cât. Da, o altă dovadă de lipsă de bun simț, se întâmplă multe blocuri așa. Dar din partea unor familii care se prezintă ca un statut social superior. Așa, și stă acolo. Acum sunt împotrivă cu grătarele, cu covoarele, cu... de acord cu asta. Dar cu acest aspect, ce părere are domnul Roșioru? Este de copiat, de... Da. Nu, trebui introdus în regulament și un astfel de capitol. Eu cred că o ședință de scară sau știu eu, la asociație să semnalați acest lucru și automat președintele sau toți locatarii să atragă atenția acestui domn, acestui locatar, că nu este normal ca ceilalți locatari să suporte această... S-a făcut apel la asociație. Administratorul a afișat la loc vizibil o rugăminte de bun simț deja. Și s-a răspuns tot printr-un afiș, tot ce v-a afișat, dacă l-ați citit acel răspuns, s-ar putea să rămâneți. Sunt și excepții, estimabile. Sunt și excepții, dar acum pentru o excepție nu trebuie să generalizăm și să trecem un proiect care este mult mai amplu și mult mai stufos. Bănuiesc că în acest regulament sunt și părți bune. Sigur da, că clar, da, că sunt și părți bune, dar n-am spus asta că nu sunt bune, că nu înseamnă a vota împotrivă sau altă. Este opțiunea mea ca și consilier, dar v-am spus de ce. Eu am și specificat de ce mă abțin la acest proiect. Spuneți-mi ce asociație este totuși, pentru că domnul Ionuț Apostu se ocupă de coordonarea asociațiilor de proprietari. PT31. PT31? Da, 31. 30 cu 1. Bun, da. O să-i transmitem domnului Apostu. Vă mulțumesc pentru intervenție. O seară bună. Domnule Roșioru, vorbea mai devreme de câteva imagini pe care ni le-au trimis telespectatorii și în calitate de reprezentant al primăriei o să vă rog să le urmăriți și să-mi spuneți ce părere aveți dacă suntem într-un oraș, într-un municipiu, reședință de județ sau dacă ar putea fi schimbat ceva în viitorul apropiat. Da, cred că aici e undeva, da, în zona centrală, văd că e palatul, da, parcarea care se face pe platoul Dacia, da, e bine, iată, asta este în fața primăriei. Vi se pare acolo totul frumos, nu? Da, acolo s-au disfințat cele două bariere și tot jalnică întreținerea acestui platou. Oamenii în vârstă sau neatenți ar putea să se accidenteze, nu? Și e și costisitoare reparația. Toate aceste denivelări și aceste probleme apărute sunt de la
spectacolele care au fost pe platou, activitățile... Păi ce ne facem să înceapă târgul de Crăciun? O să fie Revelionul? Vor fi multe spectacole în continuare pe platoul Olimpia. Vedeți dumneavoastră că nu trebuie să lăsăm acele... Am văzut tiruri, mașini de tonaj să circule pe platou, chiar dacă, știu eu, aduc instalații sau au... Ați văzut și acel patinoar care a fost pe... Păi va fi din nou, de la 1 decembrie, cred. Cam astea sunt urmările după aceste... Deci nu sunteți de acord cu ce a făcut primăria de sărbători, cu ce va face de altfel? Suntem, dar trebuie să păstrăm totuși și acest platou, să avem grijă, să îngrijim, să vedem, să găsim soluții pentru a-l folosi într-un mod... Păi, evenimentul trece, platoul rămâne și iată cu ce grop și cu ce probleme, unde... Știu, cum spunea și dumneavoastră, un bătrânel poate să împiedice și să pice. Da, măcar ar trebui semnalizate acele părți lipsă din platou. Aici sunt acele bariere. Vedeți că în fața palatului acum se poate parca, au dispărut acele bariere. Poate să aibă acces o mașină. Parcați și dumneavoastră în fața palatului acolo? Eu nu am parcat și nici nu pot, pentru că eu, din câte știu, acolo există pază și... N-ați avea voie când mergeți la Consiliul Local? Normal, pe acolo nu pot. Eu văd că din fotografiile telespectatorilor dumneavoastră, pe acolo se circulă, prin fața... Și totuși mai sunt unii care și parchează, nu? Da, am văzut, uitați și dumneavoastră. Aici văd, s-au rezervat în timpul zilei locuri de parcare. Astea tot cetățeni. Nu pot să faci acest lucru în timpul zilei, pentru că în timpul zilei orice locatar poate să parcheze oriunde. Da, până acele la ora 16. Da, acele locuri după ora 16 sunt concesionate. Păi, vedeți, imaginile transmite și dumneavoastră la primărie, mai așteaptă cineva la telefon. Da. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Vă rog. Vreau să întreb, Horhocea mă numesc, Anica, locuiesc în Dorobanți 2, bloc H4, apartament 14. În bloc, la noi este o circă medicală, într-un apartament cu 4 camere la etajul 1. Așa. Vă dați seama ce se întâmplă acolo. Veniți, am făcut la DSP, la domnul Toma, la primărie, la asociație. E un cabinet de medicină de familie, nu? Cabinet de medicină de familie, 3 medici, 4 asistente. Zilnic noi nu mai putem nici coborâ, nici urca, biciclete, cărucioare cu copii. Astă vară am adunat pamper și eu cu vecina mea de aici, de perete, vin de etnie romă, scuzați-mă, n-am nimica cu ei, nu fac discriminare, asta este. Ușile se strică, pereții se mură, dar dumnealor nu vor să cu noi aici să asocieze, să facă absolut nimic. Zugrăvit, nu nimic, să vedeți noastră ce mizerie este pe scară, cu sticle de cola care le aruncă, biciclete rezemate de pereți. Nimeni nu ia nicio măsură. Am făcut tabel cu toți locatarii, a fost la DSP. Nu știu ce face doamna director de la DSP, de nu vine să facă controle. În ce situații stăm noi aici cu oamenii bolnavi pe scară? Noi de ce să suportăm microbul la toată lumea pe scară? Vă dați seama, copii mici, de la copil mic până la adult, bătrâni de-abia să ridică pe scări, vai de capul lor, domnule, dă-te, nu putem să trecem de ei. I-am spus să-și facă o scară exterioară, așa prevede legea, nu avem nimic cu cadrele medicale, trebuie să aibă și dumnealor servicii să-și câștige un bar. Dar nu se poate pe aceeași scară și la etajul 1, nu se poate cu noi oameni sănătoși să luăm contact cu oamenii buni la fel de fel, tușesc, cuipă. Ce suntem în secolul 21? Unii trăim dormi? În ce țară? Ce suntem? Spuneați mai devreme că i-a spus și domnului primar. Ce v-a răspuns? Exact. Știți ce mi-a spus domnul primar? Să-i dăm în judecată. Păi cum adică să-i dăm în judecată? Înseamnă că au cumpărat apartamentul respectiv și e proprietatea lor. Proprietatea medicilor. Doamnă, e proprietatea. Dar DSP-ul trebuie să intervină și vă mulțumesc că ne-ați dat și adresa. Vă mulțumim. Doamnă, păi cum e? Stați un pic. Am o problemă de... Spuneți. Da. Deci eu am o fată cu gradul 2 cu handicap. Au venit cu 2 ani. A plecat din casă să-și ia un înghețată cu 3 lei în pormoneu.
A dat-o cu două persoane de etnie romă, au dat-o cu capul de pereți, doamnă. Doamnele doctor Nemic, am anunțat poliția, le-au prins, m-a chemat, am dat declarație la poliție, doamnă, lăsați-le în pace, că nu știu ce, că dacă dumneavoastră dați declarație, eu mâine vă promit că o să punem gardian la ușă și o să punem cameră de luat vedere. Dumnealor nici ușa vopsită nu are, doamnă. E un focar de infecție toată scara. Da, e într-adevăr alarmant. O să întrebăm pe cei de la DSP de ce n-au luat măsuri până acum, că spuneți că situația e veche, nu? Și ați făcut tot felul de sesizări. Dar ce activitate desfășoară acolo? Păi e cabinet de medicină de familie, medici de familie, păi care primesc pacienți. Rând, orice cabinet ia acordul vecinilor. Nu poate să funcționeze nicio... Și aici este adevărat. Nu poate să funcționeze nimeni până nu ia acordul dumneavoastră. Nu va întreba nimeni când s-a făcut acest cabinet, dacă sunteți de acord? Dacă nu există acest acord, este o ilegalitate. Deci noi nu am semnat absolut nimic. Nu știe nimeni nimic. N-a semnat absolut nimeni nimic. Aici atunci trebuie întrebat la asociația de proprietari, că poate au un tabel cu semnături false. Dacă vorbim în același timp, nu se va înțelege nimic, să știți. Încerc să porc un dialog. Da, v-am înțeles problema, o să... Deci ne-am zbătut peste tot. Da. Nimeni nu ia nicio măsură. O să vină la votură, să aibă nevoie de noi, domnii consilieri și primarul la vot. Atât. Dar... Dar aici nu este, nu e că are cineva nevoie sau nu are nevoie. Nu, dar este, să știți că am notat este, adresa, poate transmiteți încă o dată. Cu siguranță, aici este și... un abuz. Dacă există așa ceva, ceea ce ne-a relatat doamna, este ar un abuz. Ar trebui făcută o anchetă și la asociația de proprietari, dacă dânsa are dreptate că n-a semnat nimeni din bloc pentru a fi un cabinet medical. Iar acolo, în momentul când, știu eu, copilul a fost jefuit sau tâlhărit, atunci imediat poliția trebuia chemată. A fost ultimul telefon, multe mesaje. Întreabă un telespectator, bună seara, ce măsuri se pot lua cu persoanele care dețin 5-6 câini într-un apartament de bloc? Poate ar trebui să trimite și adresa pentru a vedea poliția locală ce condiții sunt acolo. Pentru că știu că este un alt regulament și pentru aceste animale de companie, dar nu s-a stabilit, tot în urma reclamațiilor celor de la protecția animalelor, nu s-a stabilit un număr maxim de animale pe care l-ar putea deține cineva în apartament. Nu, dar fiecare poate să-și țină atât cât își permite. Da, vă întreabă cineva cine nu trebuie să parcheze pe platou, de ce facem reclamă la mașini? Nu e nicio reclamă la mașini. Nimeni nu trebuie să parcheze, acolo nu este un loc de parcare și tocmai de aia au existat acele bariere și au fost disființate. Cred că acel platou nu este pentru a circula mașinile. Altcineva întreabă când se va aplica hotărârea de Consiliu Local referitor la stăpânii de câini care nu adună mizeriile după animalele de companie. Deja a început de la 1 noiembrie se aplică. Da. Poliția locală, din câte am observat, a desfășurat acțiuni deocamdată cu avertizmente. Dar încep și amenzile, care sunt cuprinse între 500 și 1000 de lei. Da? Așa că mare atenție celor care își plimbă câinii, ar trebui să li se spună că au nevoie și de pungi de plastic, mănuși de plastic pentru a aduna mizeria lăsată în urmă de animale. Altcineva spune, v-am dat mesaj și mai devreme în legătură cu poliția comunitară, nu își au rostul atâția, sunt mulți și degeaba. Justiția își va spune ultimul cuvânt, cred că, în această problemă, că degeaba discutăm. Da. Altcineva întreabă și ajungem la problema care tot v-a fost semnalată dumneavoastră și în emisiunea trecută. De ce nu li se dă voie copiilor să se joace în curtea școlii? La școala generală numărul 16 din micro 5 este exemplul am dat. Am fost personal, am vorbit cu doamna directoare săptămâna trecută. A spus că în urma acestor, de fapt joi o să se voteze un proiect de hotărâre de folosire a locurilor de joacă și cu siguranță are dreptul orice copil să folosească aceste terenuri de sportive. Altcineva spune iar un mesaj care tot se repetă în fiecare emisiune aproape, dar văd că nu s-a luat nicio măsură. Dacă tot s-a făcut parcul Marghiloman atât de frumos, de ce s-au scos și nu se mai montează băncile de pe aleile interioare? Am semnalat această doleanță a telespectatorilor dumneavoastră. Urbisul în primăvară a spus că o să monteze aceste bănci.
În Microcin s-au hașurat locuri de parcare. Fiecare locatar și-a luat acolo unde parca mașina de 30-40 de ani. Noi, cei care ținem mașinile parcate pe trotuarul acela îngust dintre aleile blocului, tot de 30-40 de ani, cum putem proceda din moment ce acolo nu s-a hașurat și nici nu s-a identificat cu un număr de ordine locul respectiv? Păi nu se poate să hașureze acolo unde poate să fie permis un loc de parcare. Adică pe trotuar nu putem crea locuri de parcare. Trotuarele sunt pentru pietoni, nici de cum pentru a fi mașinile parcate. Da, domnule Roșioru, am notat și eu problemele telespectatorilor și o să vă rog să luați măsuri, cel puțin să le transmiteți celor care ar putea să decidă sau să rezolve problemele. Ați auzit că unii dintre telespectatori sunt foarte revoltați, pe bună dreptate. Normal, au și... E normal. Și poate nu mai auzim și în emisiunea viitoare când ne întâlnim sau când vin cei de la primărie, ceilalți colegi ai dumneavoastră. Să rezolvă unele probleme, apar altele. Apar discuțiile altele. Pe care le avem cu telespectatori. Sunt justificate nemulțumirile oamenilor și asta încercăm și noi, pe cât putem, să le rezolvăm aceste probleme, pentru că este dreptul lor și datoria noastră. Și dacă tot urmăream mai devreme imaginile cu platoul din Piața Dacia, acolo unde s-au creat adevărate gropi în marmură. Știți foarte bine că ne semnalează mulți telespectatori și situația de la Piața Centrală, acolo unde nu prea mai sunt pavele. Sunt unele lipsă și, din nou, riscul de accidentări e mare. Că știți că la piață merg și mulți oameni în vârstă. Există o lucrare de garanție. Acea societate trebuie să vină și să înlocuiască aceste pavele. Deja au fost... atenționați. Vă mulțumesc mult, domnule Roșioru, pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, mai ales celor care ne-au sesizat problemele din municipiu și îi o să fac tot ce îmi stă în putință să rezolvăm. E asigur de acest lucru. Data viitoare, oricum, o să vă întreb, pentru că am notat, așa cum vă spuneam, dacă ați transmis mai departe și ce răspuns vi s-a dat pentru problemele semnalate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Urmează jurnalul Campus TV imediat. Vă doresc o seară bună. La revedere!